Am fost contactat de foarte mulți primari și viceprimari, consilieri din celelalte partide din Dâmbovița. Foarte multe au venit, mulți oameni au venit și la sediu aici pentru discuții. Noi o să încercăm să facem o tranșare, o selecție a lor, pentru că mulți pot fi cârtițe puse de alte partide să se infiltreze în interiorul partidului nostru și vom face o analiză detaliată a situației fiecăruia care dorește să vină alături de noi. Ne puteți da și câteva exemple la ce se Momentan referă? nu vă pot da exemple pentru că Deci sunt nu puteți lucruri da exemple la ce confidențiale se referă? și nu putem să dăm. Sunt primari în funcție, sunt viceprimari în funcție, sunt consilieri în Dar funcție. există astfel de exemple, nu? Da, bineînțeles. Nu e Sunt doar și PNL și... sunt Nu. De la ce multe. partide sunt? De la toate partidele. Și în ce Mă sens? refer la PSD, PNL, PDL. Și PNG. PNG. Și nu ați primit pe nimeni deocamdată. Am primit. Nu. Am primit în sensul că am câteva persoane din cele care au venit, au fost deja verificate, sunt oameni de bună credință, le-am studiat trecutul, istoria și unde au fost, au făcut lucruri bune, iar dacă n-au făcut, n-au fost lăsați. Între timp, numărul adeziunilor raportat de liderii partidului crește în mod miraculos de la o săptămână la alta. Asta în condițiile în care partidul are drept sedii în cele mai multe filiale, case particulare.